Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire. Zisa Domnul, precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi tot așa lor. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe dânșii. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Dar și păcătoși același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrășmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii celui prea înalt, pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Lezum gaustem Lucas Evangelium, lasit un sahiban. In jene Zeit sprach Jesus, was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sünden in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben, und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt, dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru,
pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, a cărui acoperământ al arătării sale la acoperământul său la Vlahernă, astăzi îl prăznuim, ale Sfântului Cuviosului Iosif și ale Sfântului Cuviosului Părintele nostru Chiriac de la Biserica Anea, căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfântului Apostol Anania și ale Sfântului Cuviosului Părintele nostru Roman Nelodul și pentru rugăciune tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zisa Domnul, precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce mulțumire aveți! Căci și păcătoșii iubesc pe cei pe care iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire aveți! Că și păcătoșii fac același lucru. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire aveți! Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Ci voi iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui prea înalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi precum și Tatăl vostru este milostiv. Din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul al 6-lea, de la versetul 31 până la versetul 36. Preacucernice părinte, preacucernice părinte diacon, iubiți credincioși, astăzi este de două ori sărbătoare, se poate spune. În primul rând este ziua de duminică, ziua în care ne aducem aminte de învierea Domnului și în al doilea rând este o sărbătoare a Maicii Domnului, numită Acoperământul Maicii Domnului, care ne aduce aminte de o minune petrecută în urmă cu câteva sute de ani în biserica din Vlahernă, din Constantinopol, Istanbulul de astăzi, unde Maica Domnului s-a arătat într-un chip foarte frumos și plăcut, ocrotitor, cu acoperământul său, și această vedenie a avut-o unul dintre slujitorii de acolo și apoi s-au întâmplat minunile care s-au întâmplat legate de acoperitul Maicii Domnului, care au consacrat acea zi ca o zi de sărbătoare în Biserica Ortodoxă. Maica Domnului este o ocrotitoare a noastră de zi cu zi, cum spunea unul dintre părinții duhovnicești ai noștri, Părintele Nicolae Steinhardt. Când l-a întrebat cineva, zice, dar unde este Maica Domnului acum? Și a spus, zice, Maica Domnului este acolo unde oamenii au cu adevărat nevoie de ea. Adică întotdeauna este acolo unde cineva este în necaz, în suferință și cheamă numele Maicii Domnului. Despre Maica Domnului știm suficient de multe din cuvântul Sfintelor Scripturi. Știm felul în care, minunat în care ea s-a născut, prin prevestire dumnezeiască. Știm mai departe copilăria ei, care s-a petrecut în templu, în Sfânta Sfintelor. Știm apoi faptul că i s-a arătat îngerul și i-a prevestit că va naște pe Fiul lui Dumnezeu în trup. Știm că a dus o viață curată și că atunci când Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, era răstignit pe cruce, a încredințat-o ucenicului său Ioan, evanghelistul și apostolul Mântuitorului Iisus Hristos. Și mai știm că atunci când ea a trecut la cele veșnice, a adormit, a fost luată cu trupul la cer. Știm aceste lucruri și ele au și fost profețite, prorocite în Vechiul Testament, vorbindu-se despre Fecioara Maria,
marii proroci ai Vechiului Testament, fiecare a avut ceva de spus legat de viața ei, înainte de a se fi născut Fecioara Maria. Chiar. La această sărbătoare, sigur că ne aducem aminte de Maica Domnului și ne gândim la rostul ei în viața bisericii, viața noastră. În biserica noastră, Maica Domnului este așezată ca și Mântuitorul Iisus Hristos. Într-o parte e Mântuitorul Iisus Hristos, în cealaltă parte este Maica Domnului. Dar ea nu prin faptul că este o femeie care a trăit o viață sfântă este așezată în acest loc, ci prin faptul că este unică, este născătoare de Dumnezeu, Theotokos, cum se numește în limba originală în grecește, termenul care spune foarte clar, o singură femeie este născătoare de Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu l-a mai născut nicio altă femeie, pe Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nicio altă femeie nu l-a putut naște decât Maica Domnului. Și de aceea ea este unică și este numită și cea mai înaltă dintre toți sfinții. Deci între toți sfinții, Maica Domnului este cea mai înaltă. Și ei se cuvine o cinstire mai aleasă, o venerare, cum se spune în termeni teologici. O cinstim în felul acesta pe Maica Domnului ca pe o mijlocitoare între noi și Dumnezeu. Și cine citește acatistele Maicii Domnului și rugăciunile închinate Maicii Domnului, vede cum în rugăciunea aceea cerem exact asta, fii mijlocitoare pentru noi înaintea Fiului Tău. Bazându-ne pe faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a cinstit-o foarte mult pe mama Lui. Atât de mult a cinstit-o încât a luat-o cu trupul la cer. Nu sunt mulți oameni care au trăit pe pământ și să fi fost luați cu trupul la cer. Mai știm de Ilie că a fost luat cu trupul la cer. Deci nu sunt mulți oameni și Maica Domnului este dintre aceștia. A fost luată cu trupul la cer. Lucru care e scris și în cartea Apocalipsei, unde se vorbește, dacă citiți de la capitolul 10 începând și capitolul 12 inclusiv, o să vedeți în cartea Apocalipsei că de fapt se vorbește despre Maica Domnului, se vorbește despre o femeie acolo. Nu vă spun mai mult, vă las să citiți. Deci în capitolul 10 până la capitolul 12, cartea Apocalipsei, luați-o și citiți-o și o să vedeți ce imagine extraordinară, ce viziune, ce arătare i s-a dat să vadă Sfântului Ioan, care a scris cartea Apocalipsei. Maica Domnului, într-adevăr, este mijlocitoare. Ea suferă pentru fiecare om care este la necaz, la încercare, la suferință, și îl ajută pe cel care o cheamă în ajutor. Sunt foarte multe minunile Maicii Domnului. Există, cineva a scris o carte în urmă cu ani de zile și a încercat să culeagă toate minunile Maicii Domnului, de unde le-a găsit descrise, și a scris o carte destul de groasă și încă mai sunt și altele care nu au fost scrise acolo. Multe lucruri minunate, pentru că în viața fiecărui om se poate întâmpla cel puțin o dată în viață o asemenea minune. Și odată ce s-a întâmplat, de bună seamă că cel care a trăit o minune de felul acela nu poate să o uite niciodată și nici nu poate să tacă ce o spune și altora. Maica Domnului este mijlocitarea noastră atât de departe încât spunem tot în rugăciunile adresate Maicii Domnului, la ceasul morții noastre să nu ne părăsești. Așa ne rugăm în rugăciuni. Adică cerem ca Maica Domnului să fie la trecerea noastră, să fie alături de noi. Este o mângâiere. Pentru că cea mai mare mângâiere a cuiva este să aibă pe cineva de nădejde lângă el atunci când trece din viața aceasta. Să-i țină mâna, să stea de vorbă cu el și să-l treacă dincolo în siguranță. Cine poate să o facă mai bine decât Maica Domnului? De multe ori se întâmplă, să zic așa, să ajung la asemenea momente când sufletul se desparte de trup. Și trebuie să o spun, puțin sunt creștinii care mai au pe cineva lângă ei când trec din viața aceasta. Pe cineva care să-i ajute la această trecere. Că așa poate să fie cineva care bocește, care plânge acolo la pat, care îi pare rău de toate câte le vede și așa mai departe, se înfricoșează, dar
nu-l ajută pe cel ce moare. Ca să poți să-l ajuți, trebuie să fii tu însuți familiarizat cu acel moment. Adică să știi că și tu ești muritor, că viața trece și că în momentul acela este importantă rugăciunea și împreună rugăciunea cu cel ce trece din viața aceasta. Și Maica Domnului asta o face. Știu persoane care au trecut din viața aceasta și rugându-se Maicii Domnului, o aveau pe Maica Domnului în fața ochilor și au trecut din viața aceasta cu Maica Domnului. Și cu siguranță nu i-a părăsit Maica Domnului nici dincolo de pragul morții și i-a însoțit mai departe până la locul de pace și de liniște pe care și l-a dorit. Dar ca să poți să o ai prietenă pe Maica Domnului, trebuie să cultivi această prietenie. Trebuie să trăiești împreună cu Maica Domnului în casă, să trăiești cu ea la masă, să trăiești în viața de zi cu zi, să o porți cu tine în icoană, să o porți în suflet, să o porți în gând, să o porți în rugăciune. Și Maica Domnului atunci te însoțește și la vreme de necaz nu te părăsește, ci te însoțește până la locul tău de pace. În cuvântul Evangheliei de astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne învață câteva lucruri care El le-a rostit în predica de pe munte, numită așa, unde a stat El pe malul lacului și pe o înălțime și oamenii stăteau mai în jos înspre lac și Mântuitorul le-a vorbit, i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru și fericirile și apoi le-a spus aceste cuvinte care stau în Evanghelia de astăzi, că precum voiți voi să vă facă voi oamenii, așa să le faceți și voi lor asemenea. Parcă nici n-ar mai trebui să le mai cităm pe celelalte. E suficient să ne gândim la asta în fiecare zi. Și în orice situație a vieții să ne gândim, oare cum aș vrea să-mi facă celălalt mie, așa ar trebui să-i fac eu lui. Oare atunci când cu cineva ești în vrajbă, tu ai vrea ca celălaltul să se poarte dușmănos cu tine? N-ai vrea. Decât dacă nu ești sănătos mental, atunci cauți să zgâlceava. Dar nu vrei să certe cu tine, ci ai vrea să facă pace. Pacea pe care tu nu ești în stare să o faci. O aștepți de la celălalt. Deci așa cum aștepți de la celălalt, așa să faci tu mai întâi. Asta ne învață Mântuitorul Iisus Hristos. Deci ceea ce aștepți de la celălalt, fă tu mai întâi pentru el. Adică definește de fapt ce este dragostea. Dragostea față de aproapele nu este, să zic, dragostea dintre oameni. Nu este ceea ce primești tu de la oameni. Pentru că aici suferim noi cel mai mult. Păi nu mă iubesc oamenii, nu mă iubește cu tare, nu mă cinstește cu tare, deci nu are atenție față de mine. Aici suferim cel mai mult. Dar de fapt, aceea n-ar fi dragostea. Nu e dragoste ceea ce aștepți tu să primești. Dragoste este ceea ce poți tu să oferi. Și dacă poți să oferi din deplinătatea sufletului tău, atunci simți ce este dragostea și dragostea te încălzește și pe tine și îl încălzește și pe celălalt. Altfel este un fel de datorie, să spun așa. Deci toate faptele bune pe care le facem ca datorie nu sunt dragoste. Pot să fie o temelie, o bază pentru dragostea adevărată, dar ele sunt, să zic, o obligație pe care o împlinești. Așa cum și postul, de exemplu, nu spunea cineva, zic, ții post, păi zice, și alaltă, el zice, am avut așa de mult de lucru că n-am mâncat toată ziua. Ăla nu-i post. E neglijență. Este neglijență. Ți-ai neglijat trupul tău, datoria ta față de trup, ai neglijat-o. Postul este când tu, de bună voie, te angajezi și spui, da, vreau să postez și închin acest post lui Dumnezeu ca să-mi ajute în anumită situație. Deci, acela este post, dar altfel este neglijență și o flămânzire. Sau sunt oameni care suferă de o asemenea boală în care ei nu pot să mănânce și se bucură când pot să nu mănânce. Dar nu este sănătos și nu este nici ceva care, să zic, este adevărat. Este oarecum o pornire care are la bază, să zic, o dereglare. Nu este ceva care faci tu din propria ta inițiativă. Tot așa și dragostea. Dragostea adevărată este cea care o faci din inimă, în gesturile, în faptele tale. Faptele de dragoste, cum le numește Sfântul Apostol Pavel,
sunt binefacerea, adică facerea de bine, să faci bine. Dar e necondiționat să faci bine, deci nu fac bine celui care îmi face bine. Așa cum spune și Mântuitorul în Evanghelia de astăzi. Zice, dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce mulțumire aveți? Că și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe ei. Deci dragostea este o mulțumire. Dacă nu simți mulțumirea în sufletul tău, nu este semn de dragoste. Nu este fapta a dragostei. Nu este o faptă lucrătoare spre dragoste. Dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Și păcătoșii au, fac același lucru. Și dacă dați împrumut celor la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii nădăjduiesc să primească poate chiar mai mult decât au împrumutat. Deci mulțumirea este semnul de recunoaștere al dragostei. Dacă n-ai o mulțumire în suflet când ai făcut fapta bună, atunci fapta ta n-a fost faptă de dragoste. Și când vine, să zic, nemulțumirea? Păi când ai făcut fapta bună și nu vezi recunoștința din ochii celuilalt. Atunci deja te-ai supărat. Și vezi? Și înseamnă că fapta ta n-a fost o faptă de dragoste. A fost o faptă bună, dar n-a fost o faptă pornită din dragoste. Pentru că dacă era pornită din dragoste, tu l-ai înțelege pe celălaltul că nu-i capabil să se bucure de fapta bună care ai făcut-o. Și ai încercat să faci mai mult pentru el. Și te-ai ocupat mai mult de el ca să, până când va putea să se încălzească și el și să facă fapta bună pe care tu i-ai făcut-o lui, să o facă el altora. Asta este dragostea. Și atunci ai mulțumire. Dar dacă tu ai făcut fapta bună sau ai dat împrumut și aștept și zici, păi nici nu mă mai salută după ce l-am ajutat, aud de multe ori asta, ce l-am adus aici la lucru, l-am ocrotit, am stat în casa mea, am mâncat la masă cu mine, am găsit serviciu și cum are un pic gata, nu mă mai cunoaște, nu mă mai salută. Sau i-am botezat copilul și nu mai vrea să mă recunoască de naș. Gata, nu mai sunt nașul lor. Nu? Și așa mai departe. Câte nu au din astea? Păi unde a fost dragostea ta? A fost numai fala. Deci toate sunt numai fala atunci dacă tu... Deci, păi vreau... Cum pot să mă retrag din starea de naș? Vedeți, întrebare. Vorbesc foarte serios. Deci nu e nicio glumă. Că mai mulți m-au întrebat așa ceva la intervale diferite de timp. Pentru că au ajuns la situații din acestea. Deci cum? Acum zice, eu nu mai vreau să fiu naș. Păi nu mai vrei. E ca și cum ai un copil și spui, nu mai vreau să fiu părinte copilului meu. Adică eu nu mai vreau să fiu. Dar ești. Deci nu mai vrei, e una, dar faptul că ești, nu ți-l poate lua nimenea. Deci, ce-ți mai rămâne? Ce să mai fac atunci? M-a întrebat unul dintre ei. Păi zic, ce-ți mai rămâne să faci? Exact așa cum, ce-ți mai rămâne să faci cu copilul tău, la care zici, nu mai vreau să-i fiu tată. Gata, mă dezic de el. Zic, ce ai putea face mai departe? Păi ce să sper că se îndreaptă. Păi asta faci și cu fiul, ce să faci? Să sper să se îndrepte. Și faci tot ce poți, adică îndrepți înspre el dragostea ta din inimă, fără să aștepți niciun răspuns înapoi. Și atunci faci dragostea creștină despre care vorbește Mântuitorul în Evanghelia de astăzi și vei primi și bucuria și mulțumirea pe care Dumnezeu ți-o va da și nu ți-o poate da niciodată omul. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze. Așteptați-vă.